La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Și de această dată vă aduc în atenție trei autori și avem o coloană sonoră, de această dată jazz, iată, Charlie Parker, nu orice fel de jazz. Primul autor pe care vi-l aduc în atenție este Alexandra Balm. O găsiți și pe pagina sa Facebook. Și am să vă lecturez de aici, de pe o revistă online, două poeme, să vedeți ce interesante sunt. Poezia e întotdeauna spectaculoasă atunci când autorii ei au ceva de spus. Alexandra Balm, poemul Pescarul. Toate cuvintele au fost spuse deja, unele de nerepetat, de nespus, misterul dezvăluit, nu a mai rămas nimic sfânt, nimic sacru, după ce toate stridiile au fost adunate, unele despicate pe loc, altele aruncate în saci, iar peștii, eviscerați, aliniați pe plajă, simboluri fără viață ale nimicului, metonimii, metafore, sinecdoci ale adevărului, neepuizat, relațiilor consumate, morții înseși sau scrierii unui poem. Pescarul se îndreaptă de șale, gata să plece, cu plasa pe umăr, undița în mână, cutia cu momeala în stânga. Nu i-a mai rămas nimic de făcut, nimic remarcabil. Sunetul pașilor săi zdrobi scoici moarte și se pierdu în depărtare. Pinctada Maxima răsufla ușurată, apoi se întoarse spre sine să-și îngrijească perla ascunsă. Iată un poem care spune mult mai mult decât cuvintele prezente în el. Și încă un poem. Noaptea de după, Alexandra Balm. Întunericul nu ne deranja, farurile alungau cu lumina lor umbrele din drum, reale sau imaginare. Ne-am amintit de crucificările zilnice și am zâmbit. Trecutul aparține trecutului. Ne-am minunat excavând înțelesul a ceea ce s-a întâmplat. Ți-ai trecut mâna prin păr, neîngrijit și liber, ca un copil de 5 ani, copila care nu a fost să fie, tânjeam să fi avut detașarea pe care sper o avem acum, când ne întâlnim și ne uităm în urmă la îngerul perfect care ne-a omorât aproape prematur, pe când nu puteam să înviem și moartea era la fel de definitivă ca moartea. Am descifrat în întâmplări poeme și povești ce au însemnat mai mult decât înțelesul lor. Viermele iartă plugul, precum leul iartă vulpile și anghilele ce l-au crucificat. Iată, stimați prieteni ai poeziei, cum poezia însăși transmite enorm de multe lucruri, repet, dincolo de simplul înțeles al cuvintelor aflate în poeme. Am lecturat poeme de Alexandra Balm. Și acum mergem la antologia de poezie contemporană, din care pentru acest moment am selectat
Două poeme de Claudia Voiculescu. Primul dintre ele, intitulat Hazard. De ce mă dai de-a rostogolul prin această vale a plângerii și mă lași nestrigată și pui giulgiu ca de viscol pe așteptarea mea? De ce mi-ai invadat uitarea? Fremătam în depărtarea deșertului, oglindit și disperat, chiar în sângele meu. Dispărut în sângele meu, arbore, de-abia îndrăzneam să gândesc cam să fiu de-a dreapta lui, să-i umbresc setea și strigătul, frate al meu geamăn, Hazard, temeiul meu luat ostatic între aceste ziduri invizibile, întoarce-mă acasă, eclipsată de groaza plecării, dar cine, Doamne, nempăcării zălog să fie? Valea plângerii seacă, dincolo cine să mă treacă? Cum v-am spus, Claudia Voiculescu. Și dacă am zis să fie două, să fie două poeme, încă un poem care este, dacă nu-l mai găsesc, unde s-a dus? Uite aici. Melancolie murmurată, să vii cât sunt și te mai chem, melancolie murmurată, că viața se retrage în ghem, cum o lumină tremurată, doar noi, uitați să întârziem, într-o visare desonată. Să vii, cât sunt și te mai chem, melancolie murmurată, revino dar să mai veghem, cum clipa noastră se dilată, purtați în larg de vreo fregată. Stimați prieteni, Claudia Voiculescu. Și ne întoarcem la volumul pe care deja îl știți, Cele mai frumoase poeme din 2011, selectate de Claudiu Comartin și Radu Vancu. Și de această dată am să vă prezint un autor cu nume pentru mulți bizar, Yves cel Naiv. Îl găsiți și pe Facebook, dar bineînțeles îl găsiți în volumul său Versez, apărut la editura Velant, din care este selectat aici un grupaj de poeme. Mă scuzați. Și am să vă lecturez tot la fel, dacă tot am să fie câte două poeme, Yves cel Naiv. Noroc, primul poem. Să vedeți ce drăgălaș e și interesant. Dacă iubita mea ar fi de catifea, aș înveli tarabele de mărțișor cu ea. Dacă ar fi din ciocolată, din ea aș modela mici cocoșei dulci, să puteți gusta din ea. Din porțelan de-ar fi, aș scăpa-o din greșeală, doar ca să o lipesc înapoi, ceva mai punctuală. Din lapte, miere, rouă, praf stelar, trandafir, petale să fi fost, aș fereca-o adânc în mine și v-aș arăta-o numai contra cost. Ar mai fi putut să fie și din pluș sau țesută din vreun in, dar la câtă hârjoneală în dură, sigur, ar fi rezistat puțin. Din fericire, tipa e destul de vie și fabricată din cea mai pură veselie. Yves cel Naiv, dragi prieteni ai poeziei, și vă mai lecturez un poem intitulat, iată, Azi, 86.400. Și el sună cam așa. Două furnici, mi și mo, au un vis multicolor, trăgând să moară chinuit
într-un colțișor. Una din ele e amorțită și aproape degerată, cealaltă, de un bocanc numărul 43 călcată. Pe submarinul K-19 din Oceanul Atlantic, soldatul Mike se masturbează zadarnic, nu știe încă, dar nu va apuca să finalizeze, că își va suna alarma și va trebui să abandoneze. Un manelist mahmur tocmai se scarpină în buric. Cafeaua dintr-un bar bongkonghez iese din ibric. 38 de tinere au simultan orgasm în ecuator. O poternică cade secerată de alice în zbor, iar muzica unui pian se izbește de tavanul aurit și se reflectă înapoi, delectând publicul moscovit. Toate, în secunda asta trecătoare, în care mă uit fără să clipesc, la raza mea de soare. Yves cel Naiv, stimați prieteni, din volumul, v-am mai spus, Versez, apărut la editura Velant. Și încheiem momentul de poezie admirând acest Bird and Bees al lui Charlie Parker, nu știu, da? Și ne luăm la revedere cu speranța că poezia și literatura va fi alături de noi în această pandemie care nu ne lasă, dar nici noi nu ne lăsăm. Poezie, lecturăm, iată că am făcut și rime. La bună vedere, prieteni!